Bună, 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 bună! Hai să montăm, să punem bine telefonul să se vadă. Bună ziua tuturor, bună ziua! Nu cred că pot să dau distribuire, dimineața n-am putut. Ia să vedem acum dacă merge. Nu, mi-a apărut că nu pot să distribui live-ul. Asta este. Bună tuturor, bună, bună, bună! Bună Mihaela! Hai să așteptăm să ne strângem mai multe persoane și după o să vă spun de ce am intrat live. Nu o să stau foarte mult, mai ales că la orele 15 o să avem o conferință online, tip Zoom, cu minunata noastră creatoare a proiectului din care facem parte, unde în compania noastră astăzi se anunță niște noutăți bombă, bombă, dragilor. Și pe la 16 trebuie să fiu cu Lilita, cu fetița mea trebuie să fiu la medic și sunt într-o plină, să zic așa, într-o zi plină de activități. Hai să vă salut! Bună Ioana, bună Ramona, bună Corina, bună Nicol, bună fetelor! Dragilor, sunt atât de fericită. Nu știu, dacă mă urmăriți, dacă nu mă urmăriți, vă rog frumos să intrați pe pagina mea de Facebook, Florans, Florentina, Vuță, să-mi dați follow, dacă nu vreți cerere de prietenie, eu zic follow, este mult mai ușor, ca să mă vedeți tot timpul, pentru că astăzi am pus acolo o postare, sunt foarte fericită, pentru că în curând voi merge într-un training de formare, un eveniment internațional european la Rimini, oferit de către compania cu care eu colaborez, abia aștept. Și mai mult de atât, pentru că mie întotdeauna, dragilor, îmi place să îmi arăt că pot din ce în ce mai mult, voi fi și la cina de gală, unde acolo, bineînțeles, la cina de gală, pot să spun că merg cei mai buni. Da, cei mai buni, pentru că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, nu există, nu se poate. Abia aștept, dragilor, o să ne vedem toate o să fim acolo la eveniment și o să ne bucurăm de o formare, așa cum numai Snap știe să ne ofere, de multe surprize, de... Nici nu mai am cuvinte. Pur și simplu sunt atât de fericită încât m-am apucat să-mi probez costumele de baie. Ia uitați, eu sunt cu costumul de baie pe mine și cu rochița asta, bineînțeles, o rochiță super care îmi pune în evidență talia, trupul minunat pe care l-am obținut în urma remodelării corporale cu minunatul nostru program Detox. Mulțumesc foarte, foarte mult fetelor pentru mesaje, mulțumesc pentru distribuiri, da, acest eveniment să știți că este fantastic. După cum vedeți și în plină pandemie, compania aceasta minunată face ce face și ne oferă foarte multe surprize. Așa că, dragilor, haideți să pregătim și ceva bun, să nu stăm așa, cum spun românii, să nu stăm pe uscat. Să pregătim și ce ne place nouă cel mai mult și cel mai mult, colagen. Pliculețul cu colagen. Am aici sticla, bineînțeles, cu apă. El se pregătește cu apă plată, un pahar, o căniță, ce dorești tu. Plicul de colagen. Imediat să-l desfacem. Eu am servit mai devreme prânzul. După am stat puțin de vorbă cu câteva doamne aflate în programul de remodelare corporală cu mine, mai ales că le-am spus, dragilor, săptămâna viitoare este Paștele, avem nevoie de aliații noștri ca, bineînțeles, kilogramele să nu se depună. Putem să mâncăm cu acei aliați cozonaci, ouă, friptură de miel și alte ouă, cât mai multe putem să mâncăm, că nu se întâmplă nimic. Cele care s-au remodelat și se remodelează, se folosesc de Calo Snap și de Olivox pentru a fi cu silueta la purtător. Așa că, dragilor, hai să pregătim colagenul. Eu nu m-am prezentat, cred că mă cunoașteți. Bună Ioana, îți mulțumesc, Ioana Bratu, că ești în live-ul meu. Cred că voi mă știți foarte bine cine sunt și ce fac eu în mediul online. De aceea nu m-am prezentat, pentru că mă cunoașteți foarte bine. Dacă nu mă cunoașteți, o să mă cunoașteți acum. Și o să mă iubiți și o să vă doriți să intrați mereu pe pagina mea de Facebook și să vedeți ce mai face Florans. Ia să vedem ce mai face Florans. Cine mai pregătește astăzi? Dragilor, să știți că eu primesc foarte multe mesaje și foarte multe inimioare de la persoane care, pot să zic, mi-a scris astăzi o doamnă,
pe care, bineînțeles, eu am abordat-o văzând-o că-mi lasă inimioare și i-am spus dacă i-ar plăcea, ca să-i oferă o oportunitate, de a avea o afacere online lângă mine, să aibă tot suportul, de a se ridica din, să zic așa, zona de confort. Pentru că eu cred că toți, la un moment dat, când avem un job tradițional la care ne ducem zi de zi, avem salarii bune, foarte bune, sau salarii mai puțin bune, suntem într-o zonă de confort. Adică, la un moment dat, nu mai facem cu maximă plăcere acea activitate și suntem obligați. Pentru că spunem, da, dar știi că dacă aș renunța la acel job, cu siguranță, unde m-aș mai angaja? Cine m-ar mai angaja? Am 50 de ani, mai am puțin și ajung la pensie. Am întâlnit foarte multe persoane care spun acest lucru. Așa că, dragilor, eu ascult foarte, foarte multe emisiuni și chiar vă recomand un canal de YouTube, nu că îi fac reclamă, dar chiar merită să-i facem reclamă, Sursa de Motivație, să știți, se numește Zilnică. Acolo este o persoană care cred că vrea cu tot din adinsul să deschidă creierele oamenilor. Să ne deschidă creierul și să înțelegem că noi putem oricând să ne creăm viața visurilor. Oricând poți să iei de la zero, în orice domeniu, la orice vârstă, trebuie doar să știi ce vrei, să știi unde vrei să ajungi și vei reuși. Nu degeaba avem atâtea citate în Biblie în care se spune doar dacă crezi și deja ai reușit jumătate din visul tău. În momentul când tu crezi cu adevărat în ceea ce vrei să faci, ești la jumătatea drumului către succes. Așa că eu sunt foarte fericită pentru că oamenii mă iubesc pentru ceea ce fac eu aici în online. Mă admiră pentru curajul pe care îl am, pentru că eu am înțeles un singur lucru. Doar dacă riști în această viață, tu poți să câștigi. Și eu vreau să fiu o persoană care riscă tot pe această carte nouă apărut în viața mea, pentru că știu, sunt sigură, simt, pentru că eu merit, eu pot să fiu cea mai extraordinară variantă a mea. Eu merit să fiu un om extraordinar, un om care să schimbe viețile altor oameni. Să știți că în activitatea în care eu am profesat, sunt un pic emoționată. Nu-mi stă mie în fire, dar astăzi nu știu de ce m-am emoționat. Cred că cu gândul la vacanță, cu gândul la Italia, la Bella Italia, ciao, ciao, bambina, cu gândul la Rimini. Eu în Rimini am fost în vacanță cu niște bune prietene acum 7 ani, mai mult. Mai mult. Acum 9 ani, Ana, nu ești în live-ul meu cu siguranță, Gabi. Eu cu ele am fost, sunt două bune prietene pe care le știu de foarte mulți ani și cu ele am fost în Rimini. Rimini este superb, este un oraș fantastic, acolo avem mare, nisip, soare și bineînțeles avem evenimentul Snap. Evenimentul Snap, un eveniment de 2 zile, un eveniment în care nu ai cum să te întorci la fel. Pentru că eu, la fel, când am mers la eveniment, anul trecut nu am putut ajunge din motive personale când s-a desfășurat la Rimini. Dar acum 2 ani, când s-a desfășurat în Italia, la Roma, era și ziua mea de naștere, era evenimentul pe 7-8 decembrie, iar eu sunt născută pe 7 decembrie, am spus, mă duc, nu se pune problema, mă duc în Italia, pentru că aceste evenimente te încarcă cu o putere magnifică. Chiar dacă în perioada aceea nu aveam financiar banii respectivi, vă spun atât, eu am mers, sunteți prietene, nu suntem prietene, Ovidiu, suntem colaboratoare în același proiect. Dacă vezi aici persoane care recomandă compania pe care eu o promovez sau produsele, după cum vezi, pe care noi le consumăm și le promovăm, sunt colaboratoare. În acest sistem de network marketing nu se leagă prietenii, pentru că în acest sistem ceea ce ne dorim este evoluția proprie. Eu îmi doresc ca atât eu cât și persoanele care mă urmează să-și îndeplinească visurile, să ajungă să se simtă cea mai bună variantă și să spună am evoluat, pentru că citind foarte, foarte mult, scuze că trec de la un subiect la altul, dar mi-a atras atenția acest domn Ovidiu și am vrut să-i răspund. Eu citind foarte mult, am înțeles că această călătorie în care noi am venit pe pământ, am venit ca să plecăm, să știți, nimeni nu rămâne aici,
Noi trebuie să evoluăm. Noi nu trebuie să ne focusăm doar pe partea asta de normal. Noi trebuie să ieșim din aceste cochilii numite normal, adică stare de confort, zonă de confort, ceea ce fac majoritatea, că din păcate sunt niște idei create de societate că nu se poate mai mult, trebuie să stai acolo, ăla e jobul tău până ești la pensie. Astea sunt niște programe impregnate în ale noastre creiere din copilărie, din metode greșite, poate din liceu, din facultăți, depinde de fiecare câte studiare. Până la urmă, în liceu, în facultate, în școala primară, nu te învață nimeni cum tu să devii din ce în ce mai bun și să fii într-o competiție continuă cu tine însuți. Cu tine. Nu trebuie să fii într-o competiție cu Ana, cu Ioana, cu Suzana. Nu! Fiecare are drumul lui în această călătorie. Fiecare are menirea lui. Fiecare are, pot să spun, dulceața lui. Pentru că fiecare om este frumos în felul lui. Singurul, pot să vă spun, domeniu din care tu poți evolua foarte, foarte mult, pentru că lucrăm cu oameni, despre oameni și pentru oameni, este sistemul de network. Da, și dacă ți-l mai ales să fie și în partea de marketing, e și mai câștigată. Pentru că această companie, în caz că nu știați, poate vedeți și în spatele meu, este o companie care lucrează pentru oameni. Produce suplimente alimentare de calitate. Ceea ce se vede și aici la mine. Eu să știți că am întâlnit această companie acum 3 ani. Când, bineînțeles, am început să mă remodelez foarte frumos și să mă mențin la aceeași greutate de peste un an. Dar pentru că mi s-a spus, dar tu n-ai vrea să devii o persoană anormală, să îi oferi trupului tău timpul necesar așa cum vrea el. Poate vreau să dorm 10 ore, poate vreau astăzi la ora aceasta să plec, nu știu, în alt oraș, în altă țară, oriunde. Să nu fiu condiționată de jobul normal și să spun, dar nu pot pentru că dacă plec de acolo s-a terminat cu viața mea. Nu! Eu am înțeles că în momentul când tu ieși din zona de normal, înțelegi că în acest sistem tu lucrezi cu oameni, despre oameni, pentru oameni, tu ești deja un învingător sau învingătoare. Pentru că acea emoție pe care am simțit-o la evenimentul trecut m-a făcut să înțeleg că este, pot să zic, barca mea în care dacă nu mă urc, s-ar putea să rămân acolo, cum se spune, pe acea, nu știu, zic și eu, vă dau așa un pic, vorbesc mai metaforic, pe acea insulă cu toată lumea și barca va pleca doar cu cei care sunt hotărâți să facă o schimbare. Așa că eu, dragilor, am spus de ce nu. Mă regăsam foarte mult în fostul loc de muncă. Îmi plăcea, mă împlinea, că am stat 13 ani acolo, lucram cu oameni pentru oameni, îi salvam. Dar am spus, în primul rând, trebuie să mă salvez pe mine. Trebuie ca eu să îmi ofer libertate. Știți ce este cel mai de preț să apreciem? Libertatea, timpul. Acesta nu se mai întoarce. Foarte multe persoane cu care vorbesc, indiferent că este vorba de o remodelare corporală, uitați, eu de aceea vă tot arăt ca a mea, bineînțeles, această rochiță mulată de plajă pe care trebuie, eu de acum mă gândeam să îmi fac bagajele pentru Rimini. Biletul mi l-am achiziționat de astăzi, bineînțeles, biletul evenimentului, biletul de avion, cu siguranță o să-l achiziționez. Am zis poate luna viitoare, dar cred că o să-l iau poate chiar de luna asta. Deja fetele din echipă sunt încântate, pentru că ceea ce vom simți acolo la acel eveniment nu se poate compara cu nimic în lume. Oamenii aceia de toate vârstele, oameni care au și au avut visuri, îi vom, nu știu, eu așa mi-aduc aminte când am fost și îi sorbeam din priviri și spuneam, aici este locul meu. Dacă acel om la 60 de ani a renunțat la tot și în 5 ani și-a creat viața visurilor pentru el și pentru familia lui, eu care sunt tânără, Doamne iartă-mă, de ce n-aș renunța? De ce aș sta acolo, de gura lumii? Aici trebuie să ai multe limite, trebuie să ai multe frici dacă tu viața ți-o creezi de gura lumii. Chiar ieri am o persoană nouă în echipă, o doamnă la 50 de ani, care în momentul când a spus vreau să fac și eu această afacere, vreau și eu să mă remodelez ca și tine și a început să se expună în online, a fost sunată de foarte multe cunoștințe și a zis, hei, ai nebunit? Ai nebunit? Deci vedeți ce se întâmplă când tu ieși din normal și începi să lucrezi la visul tău? Oamenii se simt atacați pentru că ei nu vor să o facă sub nicio formă
și încep să-ți sape ție, să-ți arunce cu pietre ca să te împiedici în drumul tău către visul tău și să rămâi acolo. Și am vorbit cu ea și am spus, draga mea, vor veni mulți, mulți, mulți. Drumul ăsta către a-ți îndeplini visurile și a ști ce vrei este ca atunci când urci pe munte. Ați urcat vreodată pe munte, dragilor? Eu am urcat și știu cât este de greu. Mai ales dacă, hai, o mai luăm și pe parte fizică, nu ești antrenat, vei obosi de la primul pas. Dar dacă tu reușești să treci de primul nivel, Ovidiu, dacă vrei, ascultă-mă până la final și dacă îți dorești cu adevărat o schimbare, dar să ai peste 18 ani, vorbim după în privat. O să, dacă vrei, vii, mă suni, îmi scrii, cum dorești tu. Și cum vă spuneam, este ca urcatul pe munte. În primul rând, jos, la poalele muntelui, vor veni toți, toate pietrele grămadă pe tine, ca să cazi. Dar tu dacă ai căzut de la două pietre, cum crezi că ai putea tu să mai ajungi sus pe munte? Trebuie gura lumii, vorbele, să le pui în spate. Tu trebuie să le arăți oamenilor că nu te lași afectat, afectată, nu ești afectată de ceea ce spun ei. Pentru că ei când vin și vorbesc la adresa ta, vorbesc la adresa lor. Orice om vine și spune mie ceva, frumoasă, vorbește despre el, urât-o, vorbește despre el, gras-o, vorbește despre ea, slabă, vorbește despre ea. Înțelegeți? Fiecare om se vede, se oglindește în persoana din fața lui. Dacă eu poate nu-mi place ceva la tine, de fapt nu-mi place că eu văd acea latură în tine, latura mea pe care nu o plac, o văd în tine. Este foarte adevărată chestia asta, puteți să citiți câte cărți vreți să vedeți că exact așa funcționează. Și nu uitați că noi suntem energie și că ceea ce simt eu pentru tine, cu siguranță simt și tu pentru mine. Foarte repede, efectul ăsta de bumerang, uite așa se întoarce. Dar revenind, stați să iau și o gură de colagen. Mai multe guri, pentru că mi-era sete. Revenind, bineînțeles, la ceea ce vorbeam, dragilor, eu vă recomand să vă deschideți la acest sistem de network. Eu am renunțat la un domeniu foarte stabil și am spus, vreau, bineînțeles, libertate. Vreau să văd cum este să fii business woman, da, sau businessman, că și bărbații sunt așteptați în acest proiect. Vreau să văd cum este ca eu, prin ceea ce promovez, să schimb viețile oamenilor. În anul acesta, când am fost atât de implicată și am schimbat foarte multe vieți, mai ales fizic vorbind, mi s-a adresat de foarte multe ori cuvântul înger. Mi-au spus foarte multe persoane, ești ca un înger pentru mine, pentru că datorită ție am scăpat de anumite probleme fizice. Alte persoane au venit și au spus, datorită ție am devenit din ce în ce mai bună cu mine. Nu că m-am remodelat fizic, dar gândesc altfel și cu siguranță, majoritatea fiind mame, copiilor, văzând mama schimbată, văzând mama că nu mai este cu mentalul acela că societatea spune du-te la muncă și mama se conformează de frică că rămâne în stradă cu copilul. Dacă, eu știu acum ce relație o avea și cu tatăl și poate tatăl nu este tocmai unul care să aibă un venit, vă dați seama că mama se va sacrifica tot timpul. Dar dacă mama evoluează și mama devine o variantă bună de urmat pentru copilul ei și copilul acela va evolua și el nu va fi ca, să zicem așa, strămoșii noștri, da? Deci dacă eu evoluez, bineînțeles că și copiii mei vor evolua, relația cu soțul se va schimba pentru că orice bărbat, când femeia lui, iubita lui, logodnică, soție, ce este, evoluează, când ea devine din ce în ce mai frumoasă, se împlinește prin ceea ce face, fiind liberă și dându-i și lui timp, foarte mult timp, pentru că jobul ăsta îți oferă timp, automat se va mândri. Dar dacă un bărbat are o femeie care vine acasă frustrată, că a fost la un loc de muncă, 8 ore, 12 ore, și începe să țipe, să urle, că acum trebuie să facă și mâncare, și să spele, să aibă grijă și de copii, o să fugă, că bărbații așa sunt ei, fug. Înțelegeți? Ei nu sunt ca femeile să reziste. Vor fugi într-o zonă unde să stea mai bine în confort. Așa că, dragilor, mă adresez femeilor, pentru că proiectul acesta este senzațional, este european, este un proiect numit Butterfly. Pentru că echipa asta, Team Butterfly, este pentru toată Europa. Ce se întâmplă când intri în companie? Primești un magazin, un shop, o franciză, o afacere a ta, pe care tu în timp o poți lăsa moștenire familiei tale.
Adică tu poți să muncești câțiva ani în această companie, să-ți creezi un imperiu, nu mai zic de financiar, dar să-ți creezi mulțumirea, satisfacția sufletească că acei oameni nu mai sunt cum erau. Că acei oameni și-au îndeplinit niște visuri pe care doar, să zic așa, în anumite momente ziceau, oare aș putea și eu să am o casa mea? Oare aș putea și eu să am o mașină? Așa, uite, vecinul are un BMW X6. Aș putea și eu? Nu, niciodată. Ba da, poți, dar trebuie să fii deschisă la nou, trebuie să mă asculți, trebuie să faci pașii pe care ți-i spun și să nu te împiedici la prima piatră. Să nu te împiedici la prima vorbă care te poate afecta. Mulțumesc foarte mult, văd că suntem 10 persoane. Înseamnă că ceea ce spun va atrage. Înseamnă că informația pe care, bineînțeles, Universul, prin mine, vrea să vă ofere, trebuie să ajungă la voi. Atunci când o persoană vine și vă arată că viața ei s-a schimbat, că ceea ce face este ceea ce vă prezintă, eu zic că puteți să o urmați când îți mai vine și cu niște dovezi, că, într-adevăr, dacă tu o urmezi, tu poți, bineînțeles, să evoluezi ca și ea, urmează-o. Eu sunt deschisă, eu sunt dispusă. Am văzut aici la un moment dat că întreba în funcție, spunea cât se câștigă lunar. Este un sistem în care tu câștigi atât cât vrei. De la un euro la cât vrei tu. Du-te, Doamne, iartă-mă, până la 1.000.000 de euro, dacă îți dorești cu adevărat. Dar trebuie să fii dispus și dispusă ca să dai pentru ceea ce vei primi. Ce trebuie să dai? Timpul tău, energia ta, dorința ta, visurile tale, să le dai aripi ca ele să zboare. Eu, dragilor, am intrat ca să vă vorbesc despre minunatul eveniment pe care, bineînțeles, îl așteptam foarte mult și cu toate că suntem în pandemie, vedeți, compania ne oferă un eveniment în Italia, la Rimini, pentru că, nu v-am zis, compania cu care colaborez este italiană. Da, este o companie de top, nouă, are 10 sectoare de a le promova, nu ne oprim doar la un sector și spun, păi eu nu pot să promovez asta că nu e de mine. Poți orice, dacă îți dorești cu adevărat. Pentru că activarea acest sistem de network înseamnă a oferi oportunitatea aceasta tuturor oamenilor care își doresc cu adevărat să evolueze și să-și îndeplinească visurile. De aceea eu vă aștept pe toți ca imediat să veniți în privat și să mă întrebați cum și noi putem să ne schimbăm viața ca și tine, Florence. Vrem și noi să venim la tine, în echipa ta, și să ne ajuți să ne schimbăm viața și să ne îndeplinim acele visuri care noi avem senzația că sunt doar niște vise cu ochii închiși. Vă mulțumesc foarte mult! Vă invit să-mi distribuiți live-ul, pentru că eu zic că este un live care trebuie să fie auzit de cât mai multe persoane. Vă invit să mă urmăriți cu mare drag, atât... Îmi doresc să ajung la Rimini. Vei ajunge, Ioana, cu siguranță vei ajunge. Pentru că eu știu cât de mult am luptat la primul eveniment și am ajuns. Nu mai spun de ce la aniversar, când compania, pentru că am atins un target, m-a răsplătit cu acel eveniment aniversar pe covorul roșu, cina festivă lângă președintele companiei. Niște emoții pe care nu le pot descrie în cuvinte. Trebuie să fie acolo ca să simți. Și eu sunt foarte fericită că foarte multe persoane pe care le am în această echipă pe care mi-am creat-o de la zero, au spus da, vom fi acolo. Vrem să venim și să ne încărcăm cu acea energie și să devenim cele mai bune variante ale noastre. Așa că, dragilor, urmăriți-mă zi de zi și la povestea mea și aici, bineînțeles. Ovidiu, o să-ți scriu după în privat cu drag și îți dau toate detaliile. După live o să-ți scriu și îți răspund la toate întrebările. Îți mulțumesc foarte mult că ai stat în live până la sfârșit și m-ai ascultat. Vă îndemn pe toți să mă distribuiți și să faceți primul pas și să veniți, pentru că da, dacă voi vreți cu adevărat, viața voastră se poate schimba așa cum s-a schimbat și a mea. Ne vedem mai târziu. Acum la 15 începe conferința Zoom. După la 16 trebuie să fiu cu Lilișor la medic și ne vedem diseară. O să mai fac și diseară un live. Pupici!